venit o idee. Ce idee? Să-i supunem la un test. Ce test, dragă? Iar mă iei cu de-astea, stai să mă așez jos, că să nu le simți. Am un plan. Numai idei de-astea ai. De unde e ideile astea? Am un plan. Fii atent aici. Să vedem care dintre cei doi ne va ajuta în situație mai grea. Vreau să facem un Eurotrip. Adică să începem cu Austria, Germania, să ajungem până pe coasta de Azur. Și nu vreau să mergem cu avionul, că cu bolile astea și cu pandemia asta chiar cum am... Cu avionul? Păi avem asemenea bijuterie nu, și mergem lasă, cu avionul. Mașina așa, dar zic să mergem, să stăm mai mult timp plecați. Știu că vreți să organizăm o vacanță, facem Eurotrip-ul. În loc să facem treaba asta, și eu mi-am dorit, știi, doar că am vrut și eu să merg, dar m-am gândit că ar fi mai frumos și mai bine să-l ajutăm pe Georgica. Alo. Ce alo, faci? Ce faci cu nemța? Acasă, la ora asta, dormi? La ora asta, domnul, dragă? La ora asta, e 1:30 noaptea. 1:30. Ne îmbracă-te și nu te urce. Tata, eu sunt foarte ocupată, am afacerea de care trebuie să mă ocup, am copii, am soț, eu nu pot să vin toată ziua bună ziua la voi. Ce mai mă dădicule? Ce să fac, uite, la o lucrare aici, într-un beci, eram pe scară. Am nevoie să merg la niște cumpărături. Poți să mă ajuți să faci tu lucrul ăsta în locul meu? Da, sigur. Una dintre cele mai disputate întrebări asupra naturii umane este dacă altruismul, bunătatea, mai simplu spus, este înnăscută sau dobândită. Mulți experți consideră că vorbim despre instinct înnăscut. Însă, o echipă de specialiști de la Universitatea Stanford din America au demonstrat în 2006 că totuși bunătatea ar fi mai degrabă însușită. Probabil lucrurile sunt combinate. Însă eu mereu m-am întrebat cum se face că, de exemplu, un frate este de o bunătate ieșită din comun, iar celălalt, vorba lui Hamza Pelea, parcă are bătături pe suflet. Căsătoriți de aproape 20 de ani, Ovidiu și Nicoleta au trecut prin multe. Problemele au apărut la scurt timp după nașterea celui de-al doilea copil, când cel mic a dat primele semne de boală. De atunci au trecut 10 ani de durere și speranță. Speranță că într-un final George va fi un copil sănătos. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună ziua! Ce să zic, temerile mele s-au cam adeverit. Copilul dumneavoastră suferă de o boală neurologică rară. Dar cred că ați mai făcut analizele și în altă parte, așa, din câte știu. Da. Și nu pot să vă dau o veste bună. Să știți că aș fi vrut să vă dau o veste bună, dar trebuie să vă spun adevărul. Pentru că lucrurile evoluează și trebuie rezolvate. E o boală mai puțin studiată. E ceva asemănător poliomielitei care dă paralizie. Paralizie înseamnă, în câțiva ani, membrele superioare, membrele inferioare, nu știu, în câțiva ani poate să ajungă într-un căruț. Sunt căsătorit cu Nicoleta de 20 de ani. Avem împreună doi copii. Avem o căziție fericită, toate bune și frumoase, până am aflat că băiatul cel mic este grav bolnav. Atunci s-a schimbat totul pentru noi. Există o singură soluție. Operația. Deci sunt pacienți care s-au însănătoșit. Deci într-un termen scurt se poate rezolva. Dar garanția nu e 100%. Dar trebuie să o faceți. Adică nu puteți să lăsați așa, pentru că rezultatul îl știți. Care, făcând operația, sunt șanse foarte mari de rezolvat. Singura problemă e că într-un spital de stat, cum suntem, nu se poate face această operație. E vorba de o aparatură pe care aici e nouă. Această aparatură o găsim într-un spital privat. Deci eu am și acolo. Operez în acel spital. Deci vă pot ajuta, vă pot pune în contact. E vorba de... suntem o echipă. Mai am doi colegi cu care vom face această operație. Și ce trebuie să facem? Cât ne costă? Știți, într-un spital privat lucrurile costă. Nu sunt ca la stat, nu sunt subvenționate. E o sumă care, știu eu, pentru noi românii pare destul de mare. Deci sunt 20.000 de euro de plătit.
Suma de 20.000 de euro, într-adevăr, pentru România e o sumă mare. Dar când e vorba de viața unui copil, cred că orice părinte ar face un efort ca să rezolve problema. Deci, găsim o soluție, să facem rost programarea de bani, nu știu că... o putem face într-un termen relativ scurt, pentru că v-am spus, e o boală rară, nu sunt multe cazuri. Deci, în momentul în care sunteți pregătiți, mai ales din punct de vedere financiar, pentru că restul trebuie să fiți pregătiți, pentru că știți da, care e situația. Garanția că se rezolvă, că... Deci, eu vă spun că ce am operat, lucrurile au mers bine. Măcar avem o... măcar e o șansă, nu știu, trebuie să profităm de șansa asta. Nu știu, cumva, să vedem cum facem, o să facem rost de bani, o să mă chinui, o să trag mai mult, să... n-avem altă soluție. Deci eu, ce să zic, v-am spus care e rezolvarea. Simpatizez cu, știu eu, durerea pe care... nu e ușor copilul să aibă o asemenea boală. Dar... credeți-ne dacă că... ne spuneți că dacă... vă las cartea mea de vizită. Da, mulțumim. Dacă și ne spuneți că... când puteți face asta... absolut. Deci e o formulă, nu discutați cu mine, eu doar vă prezint, mergeți la clinică, acolo există o procedură. Dintre asta mergeți, plătiți suma respectivă, copilul e internat, se fac pregătirile, a doua zi se poate face și operația și după care urmează recuperarea. Asta e singura soluție, nu avem ce face. Îmi pare foarte rău. Aștept să mă căutați. Ce să facem? Credeți-ne că de 10 ani de zile ne chinuim și vrem să fie bine, vrem să se facă bine. Vrem să facă spitale de analize, credeți-ne. Vrem să ajungem la un rezultat pentru că nu mai rezistăm în condiții. Dacă puteam să vă găsesc o altă soluție mai la îndemână... Am înțeles, vă cred. Credeți-mă că... dumneavoastră ați făcut tot ce se poate. V-aș fi ajutat. Acum. Nu depinde nici de mine, că așa sunt... asta e. Procedurile. Să facem rost de bani cumva, că n-avem altă soluție, nu putem să... e copilul nostru. Da. Doamna, domnule, da, bine. Vă mulțumesc. Aștept să mă căutați. Da, da, sigur. Multă sănătate vă doresc. Mulțumim. La copil. Mulțumim și noi. La revedere. Dintr-un salariu de simplu electrician cu soția casnică de nevoie pentru că trebuie să-l îngrijească pe George, lui Ovidiu îi va fi extrem de greu să facă rost de 20.000 de euro. Absurd, dar atât de real. Uneori poți fi sănătos doar dacă ai bani. Îi cunoaștem acum pe părinții lui Ovidiu, doamna Coca și Neamișu, ajunși de câțiva ani la pensie. Coca? Da? Coca, unde ești? Aici. Ce faci, dragă? Bine. Știi de ce te deranjez? Eh. Îmi dai și mie căruțul tău, vreau să mă duc până la piață. Nu. De ce să-ți dau căruțul meu? Pe al meu s-a stricat. Eh. Am fost de două ori. Hai râs de mine, că l-am luat de la campania atunci. Păi și stai că ai râs de mine, ai zis că să iau și mop, să iau și găleată și nu știu ce. Nu-ți dau. Da, dragă, păi tu te duci acolo unde îți dă și cârnăciori și fasole și pe cu nu-ți linguri dau de plastic. Vezi? Nu-ți dau. Nu-mi nu-ți dai. Dau. Nu-ți dau. Al meu s-a stricat, am dat 50 de lei, 50 de lei face, de unică folosință. Ai zis că nu-ți place, că e urât. Draga mea. Nu-ți place. Știi că am probleme cu mijlocul, te rog, hai. Știi că nu mai ai niciun cartof și un pic de ceac. Dă-i telefonul, Fito. Dă-i cum telefon, să spun, dragă, bă, fiu, e 11, știi că e la treabă. Păi, da, atunci dă-i telefonul, Fita. Fita? Da. Tu știi cum mai arată Fita? Da. Știi? Da. De 3 luni n-am mai fost aici. Da. Ți-a dat vreun telefon? Măi, chestia este că acum ne descurcăm. Ne descurcăm? Da. De-aia am crescut doi copii? Nu știu mai târziu cum o să fie. Dacă nu ne bazăm pe niciunul din copiii noștri. Dragă. Eu cred că din doi copii, măcar unul o să țină lângă noi aproape. Cu toate că, nu știu, știi cum sunt tineri în ziua de astăzi? Eu știu. S-au schimbat. Cred vremurile și nu eu mai sunt de când cred, eram noi tineri. Știi cred, cum e? Cred că o să ne ajute. Dar mai știi? Poți să știi? Are și Mișu dreptate. Cornelia, de 3 luni de zile n-a trecut pe aici. Dacă o sun eu, atunci răspunde. Și foarte scurt, că e foarte ocupată. Iar Ovidiu, Ovidiu mai decât un telefon, ce faci, mamă? Bine, da, pa, s-a terminat. Nici 5 minute nu durează.
Mi-a venit o idee. Ce idee? Să-i supunem la un test. Ce test, dragă? Iar mă iei cu de-astea, stai să mă așez jos, că să nu le simt. Am că numai idei de-astea ai. De unde e ideile astea? Am un plan, fii atent aici. Trebuie să mă gândesc bine cum să-l pun în aplicare și să vedem care dintre cei doi ne va ajuta în situație mai grea. Să apelăm când la unul, când la altul, să vedem care dintre cei doi copii are să ne ajute pe noi când o să avem nevoie. Acum putem, dar mai târziu nu mai putem, Mișule. Ce ai făcut, dragă? Ai citit cartea aia, Sarea în bucate? De unde e ideea asta? Uite, așa mi-a venit mie acum ideea asta. Și cum vrei să-i testăm? Nu știu, ia căruțul, pleacă la piață, eu mă gândesc. Mișu tot timpul le trece cu vederea copiilor, orice fac. Dar acum eu sunt hotărâtă să văd ce fel de copii am crescut. Să văd și eu care dintre cei doi copii o să ne ajute când nu o să mai putem. Dacă soția mea moare, Doamne ferește, știu ce am de făcut. Vând și merg la azilul de bătrâni. Eu vreau să știu cine mă iubește și cine o să mă ajute atunci când o să am nevoie de o cană cu apă. Cine de? Nu știu. Să văd. Drag. Mă gândesc la un plan și vreau să știu chestia asta. Coca, dacă eu nu mai sunt aici, ferească Dumnezeu, doar Dumnezeu te ajută, să știi. Nu te nu mai știu, baza pe nu nimeni. Știu, nu știu. Trebuie să ne ajute. Sunt copiii noștri, i-am crescut frumos, i-am crescut bine. Vreau să văd care dintre cei doi copii o să mă ajute. Coca, du-te la eu piață. Eu mă duc la piață și... Eu îmi fac planul. Eu mă gândesc cum să fac. Hai. E în bucătărie, da? Da, e în bucătărie. Hai, și să știi că nu mai ți-l dau altă dată. Bine, of, ce răutăcioasă ești. De? Hai, pa! Pa, ai grijă! Pa! Chiar dacă știe de situația din familia lui Ovidiu, doamna Coca are, se pare, alte îngrijorări. Spre deosebire de fratele ei, Cornelia, căsătorită cu Dorin, o duce foarte bine financiar și își poate permite destul de mult lux, atât pentru ea și pentru soț, cât și pentru cei doi copii pe care îi iau împreună. Hai, dragă, curaj, wow! Curaj! Nu vine să cred! Ia să crezi! Wow! Mamă, cum arată! Ți-am spus e mult că mai merităm decât... tot ce este mai bun. E tank mașina asta. E drăznet. Asta este. Când ai bani, îți permiți orice. Și atâta timp cât familia te susține, poți să dai înainte. De-aia am și permis să mă răsfăț și să-mi iau altă mașină nouă. Cred că mai trebuie să bage piscina în spate și cred că le avem pe toate. Deci are tot ce vrei. Mașina asta, deci începând nu, de la comenzi pe volan, tot absolut. Pilot automat. Un nebunit. Și, asistență la parcare pentru tine. Că acum, bravo, fii atent, bravo, că asta bravo, e edita asta mai animalul, da? Da. Deci asta trebuie să ai mare, mare grijă. Avem monitoare, avem tot. Că mi-o dai și mie? Păi tu ce crezi? Așa. Tu ce crezi? Cel mai important în viață este să-ți meargă bine, să știi să te descurci. Păi uite, noi ne permitem să ne schimbăm mașinile, avem afaceri care ne merg foarte bine, mergem în vacanțe, avem doi copii, o căsnicie fericită. Asta contează, să știi să te descurci. Vreau să facem un Eurotrip. Adică să începem cu Austria, bună, Germania, să ajungem până pe coasta de Azur. Preferata și, mea. Și nu vreau să mergem cu avionul, că cu bolile astea și cu pandemia asta chiar că m-am... Cu avion, păi avem asemenea bijuterie. Nu, lasă, că mașina așa, dar zic să mergem, să stăm mai mult timp plecați. Să stăm mai mult timp plecați ca să savurăm fiecare moment. Și știi, fii atent la ce m-am gândit. Ia. M-am gândit că nu prea mi-a plăcut hotelul, ultimul hotel în care am stat. Hai să închiriem o vilă cu toate condițiile, să aibă tot ce... Că, pentru că m-am săturat de aglomerații și nu vreau să mai stau cu invitați mulți. Și mergem numai noi. Și copiii sau? Păi nu știu, să-i întrebăm copii? Dacă vor să meargă, dacă ăștia nu... sunt mari, nu cred că mai vor să vină. Da, da, ăștia acum dar sunt... Dar dacă luăm o vilă cu piscină, cu chestii, cu trestii... Tot. Așadar, în timpul în care Ovidiu are probleme mari cu băiatul lui, sora împreună cu soțul ei visează cu ochii deschiși la vacanțe scumpe, iar părinții, mai ales doamna Coca, sunt frământați. Până la urmă, cine îi va îngriji pe ei la bătrânețe? Mișu. Mișu. Ce faci, dorm? Păi, dorm, dragă, ce-ți dă? Mișu, trezește-te. Așa, scoală-te, deschide ochii.
Deschide ochii și uite-te la mine. Ce ai, dragă? Nu ești sănătos? Auzi? Nu sunt. Mi-e rău. Da. Mă doare capul rău de tot. Când te-a luat? Acum a luat. Doamne vește. Auzi? Dă un telefon lui Cornelia. Acum? Da, măi. Acum. Și spune-i că mi-e foarte rău să se ducă la farmacie, să-mi aducă niște medicamente de cap, că mă doare capul și am amețeli. Haide, măi! Măi, cocat! Hai, te rog eu, hai! Nu ești sănătoasă! Hai, măi, că nu sunt, nu vezi că nu sunt! Doamne, Dumnezeu! Hai, dă-i telefon! Gata, știu! Mă prefac că mi-e rău și chem la telefon să se ducă la farmacie să-mi ia medicamente. Să vedem care dintre cei doi vine. Ăsta e planul tău, nu? Nu ți-e rău? Normal că e planul meu! La 1 noapte. La 1 noapte. Vrei să știi ce copii ai? Hai. Doamne Dumnezeu. Hai, pune pe speaker, că vreau să aud și eu. Da, dragă, pun pe speaker. Hai. Sună? Hai că sună. Hai că sună. Hai că sună. Cred că doarme și ăștia pe asta. Auzi? S-o întreb ce făcea. La 1 noapte. Da. Doamne Dumnezeu. Hai ca să vedem. Alo. Ce alo, faci, domn? Ce faci, Cornelța? Ce să fac, tate, la ora asta? Dorm. Dormi? La ora asta, domn, dragă? Păi, la ora asta, e 1:30 noaptea. Îmbracă-te, spune, îmbracă-te și du-te urce la farmacie. Da, uite, auzi, vreau să spun ceva. Lui maică ta e cam rău. E cam rău, săraca. E palidă. Are și niște, ia uite, are o febră. E extraordinar, o doare și capul, să tot vârculește în pat, nu știu ce-i cu ea. Păi și de ce mă chem toată, doamne? De ce ne chem în salvare, medicul de familie, nu știu, ce treabă am eu? Stai, dacă nu se duce salvarea la farmacie în locul tău. Te rog frumos. A, tu voiai să mă duc la farmacie la ora asta? Păi du-te, dragă, și ai niște medicamente, că se simte foarte rău. Păi ce luăm așa medicamente după ureche, tată? Hai, fi serios. Dragă, le spui la ăia la farmacie, uite, are amețeli. A, e palidă, are 39 febră. Tata, nu mă duc nicăieri, terminați-vă cu prostiile, da? Cornelia, ai băut la cină. Iei un taxi, te duci la farmacie pentru maică ta. Nu mă duc nicăieri, pa. Pa. Ai închis. Profim. Ai văzut? Sună pe Ovidiu. Sună pe Ovidiu, acum. Acum sunt pe Ovidiu. Același text, hai. Ovidiu. Te rog foarte mult, hai. Același text. Aoleo, fata. Poftim, fita. Fata mea. Poftim, fata mea. Hai, nu mai te enerva, că... E cum să nu mă enervez? M-a distrus pe mine. Auzi, a băut? Sunt dezamăgit. Sunt mâhnit. Mi-e de hamite. Propriul meu copil să-mi vorbească în halul ăsta. Nici nu știu ce să cred despre fiimea. Dacă mi-era mie rău de adevărat. Hai, la fel îi spui. Cam amețel, mă doare capul. Alo? Ovidiuțu, ce faci, tati? Bine, tata, ce-ți fac? Uite, aici, pe acasă, ce-ți fac? Băi, uite de ce te-am deranjat. E cam târziu. Da, nu-i ce problemă, s-a întâmplat ceva, ce... Da, uite, lui maică ta e cam rău. Nu știu ce are. Ce are? Are febră, bâță-i aici lângă mine, dârdie, o doare capul. Nu știu ce are, să uită cu un ochi. Ce ai, o frecție, ceva? Ce să-i fac frecție și ce ai? I-am făcut, dar astea s-a apă de ploaie. Aș vrea un singur lucru, te rog frumos. Te rog, spune, tata, da. Vrei să te duci, chiar dacă este ora asta și înaintat, vrei să te duci până la farmacie pentru noi? Da, normal, sigur că mă duc, logic. Ce să iau, nu știu, să iau ceva de răceală, ce să-i cer? De, uite, maică, dar capul o doare foarte tare. Să ține cu mâinile de cap. Da, capul o doare și cred că are și 40 febră. Am făcut și eu un test. Să vedem care copil vine la mine la 1 noaptea. Vin, sigur, nicio problemă, stați niște. Bine, vii repede, da? Ceva, nu mai trebuie nimic, ce să ne vedeți? Poate mâine, poate, altă dată. Da, orice, spune. Dacă da, las, vii repede, da? Vă mai trebuie ceva, da, scrimă de data. Hai, te așteptăm, te așteptăm. Bine, hai, mai grijă de mama acolo. Da, da, sunt lângă ea aici. Bine, bine, hai. Ai văzut? Tot fi tu. Ai văzut? Tot fi tu. Ai văzut ce băiat a pe... Nici la Ovidiu nu am mari pretenții. Are și problemele familiare destul de grave. Băiatul cu soția are probleme mari și el. Dar
cred că el e cel care sare pentru noi. Fita, să mă lași cu de ce nu vine, de ce nu pleacă, hai la fată, hai, te rog frumos. Mi-a vorbit că la ultimul străin în seara asta. Ai avut dreptate și tu cu planurile astea ale tale. Nebunești, dar uite. Măcar Ovidiu a spus da, viu imediat. Deci este o chestie. Dacă îl văd și pe ușe că intră, într-adevăr Ovidiu ne iubește. Cât privește... Acum te-ai convins? Tu trebuia să te convingi. Bravo. Da. Să fii atentă că sună la ușă. Bine că te culcași. Păi ce să fac? Păi da. Hai, noapte bună. Hai, noapte bună. Te scol când vine Ovidiu. Nu mai mă trezi. Ba, te scol, că ești îngrijorat de mine. Da. Gata, Coana Coca se poate culca liniștită, pe jumătate. Însă liniștea a dispărut de mult din familia lui Ovidiu, afectată mult de situație fiind și Ada, fiica cea mare invitată în oraș de verișorii ei, copiii Corneliei. Hei! Hei! Hai, urcă! Pe bune? Pe bune, haide! Voi chiar aveți tupeu! Ce ai, mă? N-am nimic, nu n-am nimic, sunt ok. Ia stai, mă, ce are, hai jos! Mamă, iar a luat-o dracii pe asta. Ce-i? Ce-i? Haide, urcă! Nu urc, mulțumesc! Haide, e frig afară, haide! Nu, sunt bine. Ce ați făcut? Ați venit să vă lăudați cu ce v-a luat actul? Când i-am văzut pe verișorii mei din ce mașină coboară, pur și simplu mi-a căzut cerul în cap. M-au chemat la un suc ca să ce? Ca să se laude cu noua lor achiziție? Pe mine, pe sora mea și pe vara mea ne-au crescut bunicii noștri. Și de fiecare dată când mergem undeva, o chemăm și pe ea. E și normal până la urmă. Și ne bucurăm să vină cu noi. Sau care e problema? Haide, mă, de ce ai reacțiile astea? Nu, n-am nimic, nu. Văd mașini de 80.000, 100.000 cât o fi și voi veniți să mă chemați ca să ce? Păi, noi am venit să te scoatem la un suc cu mașina. Te luăm cu mașina, mai și plouă. Haide odată. Haide odată la untru că te plouă. Nu vreau niciun suc. Sunt ok. Mă, o să mă duc acasă. Lasă. Duceți-vă voi. Dar ce ai, te oftici? Dar de ce ai cu tine? Să mă oftic? Da, ce ai, că ți-am... Adică, frate, mi-are nevoie de operație de 20.000 de euro și voi veniți să vă lăudați cu mașina asta? Deci sunteți toți o apă și un pământ. Păi stai, mă, că noi nu aveam de unde să știm treaba asta, ce ai? Și atunci care e faza cu bolidul? Păi, ni l-a dat tata un pic să ne plimbăm și am zis să te scoatem și pe tine la un suc. Păi, ce v-ați gândit voi la mine odată în viață? Așa... Dar n-am știut, măi, de operația lui frate tu, dar știi că te ajutăm, facem da. Tot ce se poate. Ce s-a întâmplat cu el, ce are? Au fost ai mei la doctor zilele trecute și are nevoie de operație de 20.000 de euro ca să supraviețuiască. Și alții vin cu mașini de astea și își iau în fiecare zi că își fac într-un hatăr. Unii n-au ce mânca. Măi, Anda, dar noi n-am avut, noi am venit să te scoatem, să te înveselim la un suc, n-am vrut să... Noi dar știi că am fost mereu lângă tine. Noi nu ne-am dat seama, să știi. Ei se distrează și eu nu știu cum să fac să-mi găsesc un loc de muncă, să pot pune mâncare o pâine pe masă. Sunt dispusă să mă duc și vânzătoare pe aici, prin cartier. Măturătoare, nu contează, orice. Unchiul meu e electrician, mătușii mea e casnică, iar ea e în anul întâi de facultate. Cum? De unde să facă iar atâția bani? Mă simt foarte prost acum. Nu știu ce să fac ca să o ajut. Te-ai calmat? Nu prea pot să mă calmez în situația asta. Sper că ești conștientă. Că nu e el cel care are nevoie de operația asta. E fratele meu și pe maică ta cred că doare puțin în dos de chestia asta. Ai și tu dreptate, dar noi o să încercăm să vorbim, să facem tot posibilul. Lasă că o să vorbim noi cu ei și rezolvăm. Te ajutăm noi cum putem. Acum mă uit la ea și mi-e rușine de lucrurile pe care le-au cumpărat ai noștri. Dar ce pot eu să fac? Că nu e vina mea. Pentru fratele meu e foarte importantă această operație. Din câte am înțeles de la părinții mei, dacă nu o să facă, riscă să rămână în scaun cu rotile. E de datoria mea ca soră mai mare să pot să fac cumva măcar să-l protejez, cât îmi stă în putință. Mă ajutați? Știu eu foarte bine cine-i maică-ta, cine-i taică-tu. Nu s-au ajutat până în punctul ăsta și nu o să înceapă de acum încolo. Duceți-vă voi la suc să vă fie de bine. Haide, măi, nu pleca așa, te rog frumos, am venit și noi să ne distrăm acum. Lasă-o, că n-avem ce să-i facem, are dreptate. Eu știu că mama și tata nu au nicio treabă cu familia noastră, cu mătușii mea, cu vără mea. Mult mai unii suntem noi ca veri. Degeaba sunt frați dacă nu se ajută. Cei doi frați provin dintr-o familie bogată, dar asta nu e vina lor. Mai ales că judecă bine situația și par dispuși să-și ajute cumva verișorul. Să spun de ce am venit mai mult. Ia spune. Am venit și ca să te văd și ca... De fapt, cu o rugăminte, dacă ai putea cumva să ne ajuți. Eu? Da, da. Cu ce să vă ajut, Ovidiu? Cu
suma asta de bani pentru operație. 20.000 de euro, unde să scoate? Da. Eu nu zic neapărat să excludem vacanța, dar să facem ceva pentru el, că e vărul meu, adică e vărul nostru, ne doare. Ce să mai facem, Bogdan, pentru el, că nu avem ce să mai facem? Frate, nu știi ce face? Asta face fratele, îi manipulează. Gândește-te că e în joc viața copilului nostru, sănătatea lui. Gândește-te ce putem, cum putem să-l ajutăm. Ea, pentru ea, vorba aia, știi? Știu că pentru ea 20.000 de euro e un nimic, înseamnă, nu știu, două vacanțe. Eu acum nu pot să vorbesc, că sunt într-o ședință importantă și nu pot să stau la telefon cu tine. Zi, ce ai nevoie? Chiamă și o ambulanță, ceva. La 1 noaptea, când te-a sunat acum câteva zile, ai zis că ai băut și n-ai putut să vii. Păi, ziua, dacă te sun, ești la ședință. Vestea bolii verișorului mai mic i-a bulversat pe cei doi frați care, știindu-și părinții bogați, nici nu concep că nu îl vor ajuta pe Georgică. Paș. Te servești tu cu cartofi sau spun eu? Da, pune-mi un pic. Și chiar mi-era foame. Iar aruncă mâncarea, o să vedeți. Se ajunge? Hai, lasă, dragă, că avem, nu-i problemă, are balta pește. Ești tu cartofi? Da. Da, o să are balta pește, stai liniștit. Are, că muncim. Adevărat, adevărat, draga mea. Toată ziua suntem în firmă. Ca să aruncăm mâncarea. Ce șmecheri sunt ăștia. O să cam aruncăm din cartofii, oricum. Ai pus condimente în alea tare pe el. Foarte tare. Of, cât mai comentează copiii ăștia noștri. E momentul perfect ca fratele meu să deschidă discuția. Dacă nu-i spune el, o să-i spun eu de George. Auzi, mamă, eu aș vrea să vorbesc ceva cu tine, să zici ție ceva. Da, te rog, te ascult. Ce-ar fi noi... Că știu că vreți să organizăm o vacanță, facem Eurotrip-ul. În loc să facem treaba asta, și eu mi-am dorit, știi, doar că am vrut și eu să merg, dar m-am gândit că ar fi mai frumos și mai bine să-l ajutăm pe Georgică. Ia-o-s, dragă! Adică să renunțăm noi la vacanță, să-l ajutăm pe Georgică, auzi. Păi noi vacanță putem să-l omorcăm, tată, că n-am, ne descurcăm. Dar ce are, dragă, Georgică? Păi dar e bolnav, nu știi? Îl știu pe George. E bolnăvicios de mic copil. Nu mai bolnav este copilul ăsta. Ce mai are iarăși? Hai că nu-i vina copilului că e bun la mamă, ce ai? Păi n-am zis-o că e vina lui, dar eu nu văd nimic. Că tot timpul zice că e bolnav, dar eu nu văd nimic. Ce? Hai, dragă, bolnav. Poate chiar o fi bolnav. Acum păi nu ce bolnav să... că nu se vede nimic? Păi dar are nevoie de operație copilul, nu mă iese de afară deloc. Da, am vorbit cu Ada, cu vara mea, și ne-a spus că are o operație foarte grea acum, pentru că s-ar putea să rămână paralizat, să mai poată să mai meargă și aole, să-i trebuiască o grămadă de bani. Nici tu nu trebuie să o bagi pe Ada în seamă tot ce spune acum. Dacă Ada spune că i-a spart cineva ca să-și a furat 50.000 de euro, tu o crezi? Dar el chiar se simte rău, niciodată nu iese cu noi afară. Da, adică lui chiar e rău, îl ține în casă, da. Știi și voi că n-are cum. Eu personal nu cred că nepotul meu este grav bolnav, încât să fie atât de grav să paralizeze. Totuși. Și ce trebuie să facem? Să-i dăm noi ăștia... Dar nu-i dăm, îl ajutăm, adică, da, măcar să-l ajutăm, nu știu, să facem ceva, adică... Băi, copilași, vreau să vă anunț următorul lucru. Ei habar nu au cât de greu se câștigă bani. Vă știți că muncesc cu maică-ta? Muncesc extraordinar de mult. Deci, gândiți-vă și voi că nu puteți să dă bani așa la oricine. Deci că e banca la noi, toată lumea vine să ceară bani. Până la urmă, dragă, ceva? Ar fi mai bine să te duci să dai plancar de aia jos. Da, cred. După poartă că e banca aici. Să nu mai vină lumea să ne ceară bani. E bancă, dar ce? Că sunt verișorii noștri. Ar da, mă, tată, știu, sunt de acord cu tine, dar vezi foarte bine că mă chinui și ne chinuim împreună ca să avem și noi vacanțe frumoase, să mergem, să avem tot ce ne trebuie, să nu ducem lipsă de nimic. Degeaba încearcă copiii mei să mă convingă și folosesc orice strategie, că cu mine nu le mai merge așa. E, ce n-ai? Păi da, dar au și rude. Și dacă eram, auzi, dacă eram eu acum, serios, că nu vreau să stric aici pofta, dar dacă eram eu în situația asta și ei aveau bani, ce făceau? Nu ne ajutau? Nu trebuie să hai că unchiul ne-ar fi ajutat de fiecare dată. Nu, Ada, nu ești tu păi în situația. Acum nu să spunem, mersi. Noi mergem în vacanță și Ada a spus că o să-și ia un job part-time ca să poată să-l ajute. Foarte bine, să meargă să muncească, să vadă și acum se câștigă banii, da. Scuzați-mă un pic. Da, voi... să se câștige banii, am putea să-i ajutăm, mamă, dar te rog, înțelegi și tu. Ce să înțeleg, dragă, m-am săturat toată ziua, numai la mine vin toate... Iubita mea, 20.000 de euro nu sunt 2 milioane. Doamne, zici că plouă cu bani din cer? Păi, asta, ce? Chiar nu te gândești și voi? Păi, dar nu v-am cerut mai mult, v-am cerut doar să anulăm vacanța. Eu nu înțeleg cum poate să gândească așa. Mai ales mama, care e fratele ei, e nepoțelul ei acolo, la mijloc.
Cum poate să gândească așa? Ei nu se gândesc că roata vieții se întoarce, că mâine, poimâine, poate suntem noi în situația în care avem nevoie de ajutor și nu se uită nimeni la noi. Familie înseamnă eu, nevastă mea și copiii mei. Nu toată lumea. Păi la cât muncesc cu mami? Nu se poate. Crezi că nu vreau să merg și eu să... Dar pentru ce muncesc? Muncesc să plec și eu acum. Chiar vreau să fac, chiar ne dorim să facem Eurotripul ăsta. Și eu cu Bogdan chiar ne dorim să-l ajutăm pe George. De ce nu ne înțelegeți? Dacă băiatul ăsta pățește ceva, noi ce facem? Dacă nu, George unde pățește unde ceva... Va veni voi de asta, cine nu va... Păi nu ne-a băgat cineva în cap să spui așa, da? Gândește-te și tu că noi am vorbit, noi vorbim sunteți... mereu cu Ada și era supărată, era, deci era, efectiv era neagră la față, nu minte fata asta, deci nu minte. De ce nu se operează la spital de stat? Și mie îmi place să am bani, să fiu răsfățată, să mi se ofere, dar când mă gândesc că alții au mai multă nevoie, parcă aș lua de la mine și le-aș da lor. Eu nu zic neapărat să excludem vacanța, dar să facem ceva pentru el, că e vărul meu, adică e vărul nostru, ne doare. Ce să mai facem, Bogdan, pentru el, că nu avem ce să mai facem? Fratimiu, știi ce face? Asta face fratimiu, îi manipulează. Da, a vorbit da, cu Fisa, da. A pus-o pe Fisa să vorbească cu ei, se manipulează pe copii, da. Asta păi uite, eu nu mai vreau nici să mănânc, mi s-a dus toată pofta de mâncare când vă aud. Mai degrabă noi ca peri ne înțelegem decât voi ca frați. Nu, mai are dreptate. Deci are dreptate. Ce să mănânc? Nici eu nu mai mănânc. Nici eu nu mai mănânc nimic, are dreptate. Deci nu procedați bine, să știți. Nu procedați. Nu procedați. Uite, fratele, ce face. Mama are dreptate. Omul care are bani, uită de neamul. Nu o să reușească să stoarcă niciun ban de la mine. Gata, de data asta m-am săturat. Hai, iubitule, lasă, că nu vreau să ne certăm. Ia să-ți dau eu niște mici din ăștia buni cu berbecuți, cum îți plac ție. Exact. Hai, uite. Mai punem asta un atât. Asta mai bine atât. Copt. Oh. Ușor. Da. Așa. Mulțumesc frumos. Încă unul, da? Nu, e suficient. Hai. Hai, dragă, mănâncă, că avem destul. Avem destul, da. Nimic nu pare să îi sensibilizeze pe cei doi soți bogați, nici măcar revolta propriilor copii, care știu că situația verișorului lor e disperată. Oricât ar munci Ovidiu, nu poate strânge repede banii necesari operației. Ce ai pățit? Ce să pățesc? Uite-te și tu. Ce să se întâmple? Nu s-a întâmplat nimic. Uite-te și tu. Oricât aș munci, oricât aș trage de mine, oricât aș face, uite-te și tu. N-am cum să strâng banii ăștia. I-am făcut lucrarea lui ăla astăzi, i-am făcut instalația electrică, tot. 3.000 de lei, ăștia a spus bani, care i-am făcut astăzi. Nu mai pot, nu mai știu ce să fac, crede-mă. Nu pot să cer mai mult, eu știu. Cât să cer mai mult, Doamne, cât să cer, că stai prețul. După aia zice, a, Doamne, las că le iau pe altul. Nu pot să le umflu prețul la oameni, oricât aș vrea, nu pot, nu fac eu din astea. Zice clientul, a, băi, las că le iau pe altul, că l-am face mai ieftin. Nu știu ce să mai fac, sunt în pragul disperării, crede. Ovidiu muncește de dimineață până seara. Pleacă la 6 și vine la 10, la 11, la 12. Muncește și sâmbătă și duminica. Nu știu dacă avem șanse să strângem 20.000 de euro. N-ai putea să vorbești cu sora ta? Știi foarte bine ce relație sunt cu sora mea și... Da, mă, dar gândește-te că e în joc viața copilului nostru, sănătatea lui. Gândește-te cum putem să-l ajutăm. Ea, pentru ea, vorba aia, știi? Știu că pentru ea 20.000 de euro e un nimic, înseamnă, nu știu, două vacanțe. Da, știi foarte bine cum e, știi foarte bine cum e bărbatul. Sora mea. Să mă duc să-i cer ei. E vorba de viața copilului nostru, de sănătatea lui. O să încerc să vorbesc cu ea, să văd dacă are suflet. Că nu o face pentru mine, o face pentru copil, pentru totuși, nepotul ei. Normal. Am văzut că pentru maică ta nici da, atât. Da, știi foarte bine că nici măcar nu se sinchisește să-i viziteze. Dar minte să-i ajute cu ceva. Banul schimbă totul. Asta e clar. Nu știu ce-și închipe Cornelia. Că am trăit, eu știu, pe spinarea ei ca niște căpușe. Dacă ar vorbi cu noi, ne-am duce să-i cerem bani sau nu știu ce altceva. Dar noi nu suntem așa. Hai că să nu să fac și un duș, că să-mi rup de oboseală. Ce? Ceva de mâncare ce avea? Da.
mâncare de cartofi cu arar. Foarte bună, condițiile astea. Îți spun? Da, 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 pune că mă să fac și eu un duș, să mă schimb bine. Și vin și mănânc, da? Bine. Bine, hai că o să fie bine, da? Bine. Mai în serios, dar mai mult în glumă, dacă ne raportăm la situația lui Ovidiu, doamna Coca și Neamișu sunt și ei copleșiți de probleme. Până la urmă, cine îi ajută la bătrânețe? Să se bazeze doar pe Ovidiu? Coca, ești gata? Ce? Eu nu mai merg. Poftim? Nu mai merg. M-am săturat. Să car toată ziua, să muncesc, să nu știu, sună pe fita. Cum, dragă? Uite așa bine, sună-o pe fita. Păi, Coca, nu știi cum a fost data trecută? Nu știi ce răspuns ți-a dat? Mă, atunci era noapte, poate hai. Dar orice om merită a doua șansă. Sună-o din nou să vedem ce spune. Hai, nu mai ofta și sună-o. Hai, Coca, măi. La împrejurările... Iată, stai să vedem ce spune. Alo? Cine e? Alo, Cornelia, ce faci? Ce să fac? Bine, dar cine e la telefon? A, tu ești tată. Ce? Bine, tu ne cunoaște la telefon. Alo? Eu sunt tata. Da. Iartă-mă că mi-am schimbat telefonul și n-am apucat să salvez toate numerele. Eu n-am avut onoarea să fiu în telefonul tău, am înțeles. Da, n-a e, asta e ca a întâmplat. Sigur că da. Uite de ce te-am sunat. Maică ta nu prea se simte bine și... Păi iarăși nu se simte bine. Chiar sunt da, îngrijorat în cauza ei. Eu acum nu pot să vorbesc că sunt într-o ședință importantă și nu pot să stau la telefon cu tine. Zi, ce ai nevoie? Cheamă și tu ambulanță, ceva. La 1 noaptea când te-a sunat acum câteva zile, ai zis că ai băut și n-ai putut să vii. Ziua dacă te sun, ești la ședință. Tata, eu sunt foarte ocupată, am afacerea de care trebuie să mă ocup, am copii, am soț, eu nu pot să fim toată ziua bună ziua la voi. Chiar când tata, ai putea să-mi spun? Tata, hai că am treburi importante, serios. Are trebuie, auzi. Ce aveai nevoie de mine? Ce să stau acum? Să te duci la farmacie pentru maică, ta asta aveam nevoie. Ce mare lucru trebuie să am nevoie? Păi cheamă, dragă, o ambulanță dacă este bolnavă. Ce vrei să-i fac eu? Eu sunt medic, ce să fac? Serios acum. Nici măcar la piață nu vrei să te duci. Nici măcar la piață nu vrei să te duci pentru ea? Nu. Dar scuză-mă, dar pe fratele meu de ce nu-l chem? De ce nu-l chem pe Ovidiu? Uite care e treaba, tatu. Dacă ai nevoie de ceva, trimi șoferul să meargă să-ți aducă, da? Dar eu nu am timp de prostiile astea acum, pe bune. Sunt într-o ședință, ți-am mai spus. Cornelia, eu n-am nevoie de șofer, Cornelia. Eu am nevoie de tine, Cornelia, înțelege-te. Faci tu lucrul ăsta în locul meu? Da, 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 sigur, sigur. Sigur, auzi, tată, scrie-mi te rog mai bine pe un mesaj, că n-am pe ce să notez aici. Scrie-mi exact tot ce trebuie să vă iau și vă iau, nu-i problemă. Știam că nu mă refuzi, sigur că da. Nicio problemă, tată, stai liniștit. Și... Ai grijă de mama, las-o mai moale, zi să o lase și ea mai moale, că nu e în regulă. Bine, Ovidiu, bine. Bine, bine, tată, bine, hai, aveți grijă de voi, da?
Te iubesc. Doamne ajută, vă iubesc, hai. La revedere. Pa, 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 tata, ta, pa. Vezi? Cine are suflet? Ovidiu a dovedit din nou că, indiferent câte probleme ar avea, rămâne un om cu suflet bun. Și speră că și sora lui mai are urme de bunătate, milă și empatie în suflet. Ce faci, sora mea? Nu de nou. Uite, prea birou, tu? Am trecut așa un pic să văd ce faci, să vă cunoști. Da, nu arăți prea bine, ce cu tine? Nu te-ai bărbierit, nu te-ai aranjat? Obosit, sunt obosit, nu te știu la mine, mă chinui, mă zbat, alerg de colo-colo, de la servici la alte, de la... Ți-ai luat un job sau ce? Da, mi-am mai luat un job, că uite, am nevoie, e nevoie. Ești pus să faci bani, deci, să înțeleg. Am nevoie, acum, mai rău ca niciodată, am nevoie de bani. Da? Da. Păi cum așa? Păi, uite, am un necaz, necaz mare de tot. Aoleu. Știi problema cu George? Știi că... Nu știu ce s-a întâmplat. Știi care problemele alea care le avea el? Păi, când... da, și el, mai tot sensibil. Am făcut analizele alea, tot așa, și am primit un rezultat, o analiză de ne-a terminat pe amândoi. Aoleu, dar ce rezultat? Ah, are o boală destul de gravă, iar dacă nu facem ceva, nu îl operăm, riscă să rămână paralizat. Să-l operați? Da. Atât de grav este? Da, da. Doamne, așa ne-a spus doctorul. Și chiar nu știm ce să fac, de-aia sunt așa, de-aia alerg, mă zbat de colo-colo, să fac gros de bani. Păi și câți bani îți trebuiesc? Ne costă undeva la 20.000 de euro. Aoleu, da. Sumă cam măricică totuși. Este, ținând cont că varianta a doua e undeva la o clinică din Viena, unde e 35.000 de euro. Da. Pe nevastă să nu o mai trimite la muncă. Vine să-mi ceară mie. O ține, uite așa, puf. Păi și soția ta nu te ajută cu nimic? Nu își găsește așa un job sau ceva? Că nu, sunt totuși mulți bani. Știi care a fost? Cât să stea acasă să aibă grijă de George? O să încerc eu să dau asta. Acasă, dar banii nu pică din cer, știi cum e. Știu, dar ce să fac? Mă zbat eu, mă chinu eu, alerg de colo-colo. De asta mi-am luat un al doilea job. Să fac cumva să... Da, frate, mine, ce să zic? Să fac rost de bani ăștia și... De asta am... Mai mult de... Mai... În tinerețe, în loc să pui mâna, să muncești și să-ți faci acolo, să-ți pui deoparte că uite ce se poate întâmpla în viață, ți-a plăcut să umbli. Hai, hui cu... Nici tu cum era. Vârsta... La școală, erau... nu, păi vârsta. Și eu am avut vârsta ta și totuși, uite că... Tentațiile alea și... Știi foarte bine... Păi da, eu m-am sacrificat ca să ajung unde sunt. Tu, în schimb, nu prea te-ai interesat. Nu e ok așa, vezi? Uite, se poate întâmpla în viață să ai nevoie de bani și dacă n-ai pus deoparte, ce faci? Da, așa e. Ce să zic, îmi pare rău pentru... De fapt, să spun de ce am venit mai mult. Ia spune. Am venit și ca să te văd și ca... De fapt, cu o rugăminte. Dacă ai putea cumva să ne ajuți. Eu? Da. Cu ce să vă ajut, Ovidiu? Cu suma asta de bani pentru operație. 20.000 de euro? De unde să-i scot? Da. De unde să-i scot, deci, 20.000 de euro? Consideră că e un, nu știu, nu un cadou. Ți dau înapoi. Deci nu e... Am doar înțeles. Crede-mă că nu am altă soluție. Ovidiu, împrumul la bancă. 20.000 de euro sunt foarte mulți bani. Știu, te înțeleg, te cred. Împrumul la bancă cine să-ți dea? Păi tocmai asta e, că nu-mi dă nimeni, la nicio bancă nu-mi dă. Nu, deci nu am cum să te ajut, știi de ce? Dorin și-a schimbat mașina, știi cum e el, că i s-a pus pata să-și schimbe mașina și na, nu pot să îi spun, băi, nu-ți schimba mașina, că muncește și are tot dreptul. Și na, toți banii noștri pe care aveam deoparte s-au dus pe mașină, deci chiar nu am cum să te ajut. Și apoi... Nu știu, totuși sunt mulți bănuți. Având în vedere că erau doar sub formă de împrumut, puteam să facem o... Asta și... Dar acum efectiv formă... nu mai am, n-am niciun leuț, nimic, n-am lichidități, pur și simplu. Am crezut că mai găsesc o fărâmă de umanitate în ea, dar de unde? Rece ca un cup de gheață. Asta-i sora mea, așa a fost tot timpul. Uite, ca să nu zici că sunt rea, vă ce am aici în gentuță la mine și tot ce am ți dau ție, uite. Ia să vedem.
Deci nu mai am, mai mult de atât chiar nu am. Ăștia i-am, îți dau. Că... Uite, pe ăștia nu-i mai vreau înapoi. Ia-i, ia-i pentru doctor și ce aveți voi nevoie. Știu, mulțumesc. N-am mai mult, Ovidiu. Îmi pare foarte rău, chiar te-aș fi ajutat. Totuși e ceva. Ți-am zis, o să văd cum. Până la urmă o să scoatem la capăt, că nu... Totuși întreabă-i și pe ei noștri, că na, poate reușesc să te ajute cu ceva. Am zis, cât să mai trag și de la ei, cât să le mai zic, cât că m-am... Păi dacă toți suntem o familie, aia e atunci. Ei m-au ajutat, dar cât? Îmi pare foarte rău pentru fratii mei și pentru nepotul meu, dar eu cred că le-am dat suficient. Nu pot nici eu mai mult. Nu știu. O să trag mai mult de mine, o să mai iau un job, 2, 3, 5, 10, dacă trebuie și... Până la urmă, fac eu rost de bani. Foarte bine. Îți mulțumesc mult pentru ăștia. Cu plăcere. Și ți-i dau înapoi, crede-mă. Nu este nevoie să-mi dai înapoi. Ăștia ți-am dat pur și simplu cadou pentru ăla mic. Bine. Da. Îți mulțumesc. Am zis, pune mâna și fă-ți forță și încearcă să-ți rezolvi problemele singur, nu pe spatele altora. O să încerc. Bine. Mersi, hai, vorbim. Bine. Pa, pa. Sănătate. Mersi. Exact de morală și de umilință avea nevoie Ovidiu, dar omului bun îi găsește Dumnezeu alinarea. Spunem asta pentru că părinții încep să vadă adevăratele priorități ale clipei prezente și convoacă o întâlnire de familie. Hei, salut la mamă. Salut, tata, ce faci? Bine ai venit. Bună, Ovidiu. Hai, stai sus. Ce s-a întâmplat? Vorbim. Ce vorbim, stai liniștit, stai liniștit. Ceva grav? Nu. Ceva bun? Ceva bun. Ah. Ok, bine. Avem o veste bună. Da? Mă bucur, în sfârșit, o veste bună. Spune-mi ce face George. Ce să facă? E... Nu știu. Așteptăm să vedem ce găsim, ce soluții găsim. Va ce... fi bine. Crede-mă sper, că sper, îmi dau tot interesul numai, și eu și maică ta. Ne dăm tot interesul ca să înaintăm foarte repede pentru operația. O să fie bine. O să fie bine. Doamne ajută că nu mai, nu știu, nu mai stai liniștit, stai liniștit, nu mai te agita. Simt că îmi pierd răbdarea și nu aș ce să mai fac. După cum vezi, nu ne ajută nimeni. Și trebuie, am ajuns la decizia asta, să știi. Acum stai să vină și Cornelia. Am chemat-o și pe sora ta. Am chemat-o și pe sora ta, da, să vină și ea. Uite că a venit. Bună seara. Bună seara, ia loc. Stai acolo. S-a adunat toată familia? Da, am adunat toată familia să facem o discuție. Am doi copii și vreau să vin aici să înțeleagă și decizia pe care am luat-o. Te rog. Cornelia, te-am chemat aici pentru o discuție puțin mai serioasă și puțin mai, nu știu dacă o să-ți facă plăcere, dar cred că știi situația lui George, da? Nepotul tău. Da, mă țin nebunit. Te-am înnebunit? Te supără sănătatea lui care este precară? Haideți, spuneți că deja eu nu am foarte mult timp. Da, tu n-ai foarte mult timp, niciodată n-ai timp. Da, deci, mama, asta te-am e chemat, te rog. Coca, te-am chemat că vindem casa bătrânesc. Da. Iauzi. Este cea mai bună soluție pentru nepotul meu, pentru care îmi dau și viața numai ca să-l văd odată scăpat de aceste necazuri. Și este cea mai bună soluție de moment și altă soluție nu există pentru sănătatea lui. Aș vrea să fii de acord, fără niciun dialog prost, fără nicio discuție. Banii, să știi că îi dăm lui Ovidiu pentru operația lui George. Hai, după lăsați-mă casa de la cum țară. Adică să dați toți banii lui Ovidiu? Te rog frumos să taci din gură. Doamne. Să nu-ți mai bagi joc de noi și de nimeni. Auzi, dragă, cu cine ai făcut-o pe fata asta de... Văd că e atât de rece când e vorba despre sănătatea... Nu te supăra că n-am făcut-o singură. Și n-am crescut-o așa. Nu ai seamănă cu nimeni. Doamne ajută că nu seamănă cu niciunul, dar n-am înțeles. Voi aveți doar un singur băiat, un singur nepot, nu mai aveți și pe alții? Te rog, spunem, noi acum suntem morți? Mamă, dar ce discurs e asta? Păi nu, draga mea, pentru că dacă noi eram morți, se făcea succesiune și aveai tu partea ta și Ovidiu partea lui. Noi suntem în viață, noi vindem casa de la țară și luăm banii noi, da? Sunt banii noștri, puteam să ne ducem, să ne plimbăm. Puteam să facem orice. Și plimbați. Uite, îi dăm banii lui Ovidiu pentru George. Ați făcut mereu diferențe, nu e adevărat. Nu este corect. Gândiți-vă, din principiu nu este corect. Păi, tu, cine îți faci joc? De când s-a măritat cu pușlamaua aia, i-a băgat tot felul de tâmpenii în cap. O comandă ăla peste tot. Nu se poate! Nu se cu poate! Cu sau fără consimțământul tău, se va vinde casa. Eu te-am chemat aici să spun,
Să nu crezi că fac vreo afacere fără să știi tu. Nu este nicio afacere, este o chestie de suflet. Este o problemă pentru nepotul nostru. V-a manipulat nostru. Și pe voi, frate. Nici nu trebuia să spun. Cu ce a manipulat? Nu trebuia să spun nimica. Ba da, trebuia să-mi spui. Casa lui taică-to. Și ce dacă? Erau banii noștri? Da. Făceam ce vreau cu ei? Păi atunci ce v-ați mai chemat? Te-am chemat că am crezut că ești om. Cu ce a manipulat? Așa un video, așa faci? Cu ce? Cum cu ce? Te duci repede să plângi pe umărul lui maică ta, zici că ai 2 ani. Doamne ferește. Măi femeie, măi fata mea, măi... Cum te-am umilit? Nu ți-am dat bani și ți-am să nici nu mai ce dai. I-a dat 1000 de lei. I-a dat bani. Dar sigur, eu banii aia pentru bani muncesc. Ce faci, mă? Muncesc, da. Hai, eu nu muncesc, nu pentru bani, nu? Nu știu un video, dar de ce nu ai atunci? Pentru că nu are. Pentru că are un copil bolnav de când s-a născut. Pentru că soția lui stă acasă cu copilul că își pierde echilibru copilul ăla și nu poate să-l lase singur. Mama. Și trebuie să aibă grijă de prea el. Prea multe explicații, Coca. Prea multe explicații. Știe foarte bine, e matură, are aproape 40 de ani. Ce atâtea discuții? Vrei sau nu vrei? Casa se va vinde. Ce atâtea dialoguri? Foarte urât din partea voastră. Deci chiar urât? Foarte urât. Da, foarte urât. Da, nu dacă este egalitate. Dacă tu te comporți așa, aș vrea să uiți de noi. Atenție ce spun. N-o mai recunosc. În afară de faptul că e avară și că are atâția bani și este zgârcită, nu vrea să dea la nevoie un ban, e rea. Deci dacă voi vindeți casa fără voia mea și fără consimțământul meu și dacă îi dați toți banii lui Ovidiu, deci pe toți... Așa, pe toți îi dăm. Pe toți îi dăm, da? Da? Ok, mamă, deci vă asumați. Cu mine nu mai aveți ce să discutați, da, Ovidiu, dar înțeleg. Nici tu nu mai ai ce să discuți cu da, noi. Da, foarte bine. Nu mai ai părinți. Foarte pentru bine. Tine banul contează. Da, banul, ai venit egalitatea și corectitudine. Acum ai venit pentru mamă, bani. Mamă, nu ești corectă. Ce? Nu, nu, du-te să nu te mai văd. Bine. Să nu te mai văd. Să nu te mai văd. Bine, la revedere. Ce nesimțită, dragă. Măi, dar n-am crezut că asta e fata mea, că am crescut-o eu. Nu pot să cred așa ceva. Dacă eu am să cad la pat, ce să mă aștept la fiimea să-mi dea o cană cu apă? Dacă Mișu nu o să mai fie, eu o să fiu trântită într-un azil la Măicuțe undeva să mănânc varză și cartofi. Și o străină, mă, dacă era și nu era așa. Mă doare sufletul, mă doare inima. Mamă, pare rău că v-am spus, poate nu... N-ar fi trebuit. Foarte bine că ne-ai spus. Uite în ce situație. Eu sunt cel care a luat decizia asta și o voi duce până la capăt. Atenție ce spun. Nu există întoarcere. Cu sau fără voia ei, voi vinde casa. Vreau să-l văd pe George în picioare. Vreau să-l văd zâmbind. Că m-am săturat să-l știi. Vedem vindecat. Dacă se poate să-l vedem vindecat. Să-și facă operația. De ce nu poate să înțeleagă asta? Nu poate să înțeleagă. De ce? Au transformat-o. Eu așa mi-am doi nepot. În felul ăsta, păi eu mai iau vreo dată după ea. Vreau să-mi văd nepotul cum trebuie. Vreau să-mi văd nepotul în picioare. Să vină să aibă cine să-i dea o cană de apă la bătrânețe. Nu golăneale de asta, dar nu corect. Te mai enerva, nu te mai enerva, Mișule. Nu te mai enerva că n-ai cu cine. Părinții lui Ovidiu au grăbit cât au putut vânzarea, chiar dacă evaluatorul le-a spus că nu vor primi mai mult de 25.000 de euro. Cei doi soți s-au hotărât să vândă ca să-și ajute nepotul. Știu că lui Mișu este greu și nu prea era de acord să vândă casa bătrânească în care a copilărit el, s-a născut, a copilărit. Dar n-am ce să fac. George e mai presus de orice. Lăsăm la o parte toate amintirile și toate regretele. Dar tu ai doi copii, nu ai doar unul. Scuză-mă, partea mea, unde este partea mea? Unde este partea mea? Mama, te rog frumos să vorbești frumos cu mine. Nu tac deloc! Cornelia, când am venit la tine și te-am rugat, ți-am zis... de ce n-are? Te-am rugat dacă poți să mă ajuți cu suma de bani. Împrumut! Nu ți-am cerut de pomană. Nu am venit să mă milogesc în fața ta. Nu aveați încredere în propriul frate? Nu, bărlitul ăsta, de unde să mai îmi dea banii înapoi? Hai, fi serios. Bărlitul ăsta, fratele meu. Mai cum vorbești, măi? Fratele meu, bărlit. Uite care-i treaba, mamă. Ori încetați ura asta între frați, ori încetăm noi. Ce încetați, măi? Încetăm orice, cu orice relație. Încetăm să mai fim copiii tăi. Pur și simplu, da. Băi. Pentru că nu e normal să-ți bagi joc, mamă, să nu te intereseze chiar deloc de el. Am și eu o curiozitate. Cornelia, cum și-a crescut fica? A lăsat-o așa de capul ei, nu, libertină, ceea nu, ce n-a nu, avut ea? Nu. Eu i-am crescut copiii. Eu i-am crescut fata, eu i-am crescut băiatul. Păi normal. Se vede normal. Se adică vede că sunt tu educați. Dacă ai o problemă cu felul în care te-au crescut ei, de ce nu ai crescut-o tu pe fica ta așa cum nu ai putut tu să fii în adolescență?
În tot acest timp, Cornelia rămâne fermă pe poziție. Nu vede niciun motiv pentru care ar trebui să-și ajute fratele și, din nou, niciun motiv pentru care ea nu ar primi jumătate din casa bunicilor. Și nici măcar insistența copiilor nu o face să își pună câteva semne de întrebare. Ce faci, mamă? Stai bine? Da, uite, citam și o presă. E bine că stai jos, că am vrea și noi să vorbim cu tine. Da, noi am discutat între noi și ar trebui să vorbim și cu tine. Despre ce, dragă? Păi, cum adică despre ce, mamă? Da. Nu e clar? Ce nu cred că își dă mama seama despre ce e vorba. Ideea e că noi am vorbit între noi și nu prea cred că e normal, mamă, să nu te implici chiar deloc așa, să nu ai nicio chestie cu familia noastră. E fratele tău până la urmă. Aoleu, dar ce ați venit să mă certați acum sau ce? Da, noi vrem să-i ajutăm. Păi ajutați-i. Avem de unde. Mama și tata trebuie să învețe o lecție, că nu banul contează și importantă este familia. Ascultați-mă puțin și fără atitudinea asta de șmecheraj la mine. Deci, noi nu dăm tuturor așa că n-avem dar și noi ce tuturor, face. Dar nu tuturor, mamă, la neamul nostru până la urmă, e familia noastră. George chiar are nevoie de ajutor, un copil, mamă. Lasă-mă, dragă, tău trebuia să muncească și să-și pună bani dar deoparte. Dar nu avem treabă cu el, noi zicem că ar trebui să-l ajutăm pe George. Nu ar trebui să ne implicăm și noi, n-ar trebui să facem și noi ceva, nu te gândești la asta? Păi faceți voi, dragă, dacă vreți să faceți voi ceva. Adică? Eu nu am de unde să-l ajut. Bine, o să facem noi. Pentru cine ai strâns toți banii ăia? E pentru voi, evident, păi doar voi să-i dăm asta. Noi suntem de acord să-i dăm. Să-i dăm lui George, care are nevoie. Să-i dați lui George. Păi da, am ochii lui eu cu taică de bani. Și o să-i dăm lui George. Și dacă nu 20.000, măcar 10.000 tot ar putea să-i dăm. Da, și până la urmă să știi că unchiul Ovidiu ne-a ajutat de fiecare dată dacă aveam nevoie. Cu ce am avut noi nevoie între noi? Cu ce dragă? Da. Cu ce? Cu sfaturi? Cu un oftat? Și cu sfatul contează, mamă. Când ești supărat și trist și vine cineva la tine și te ajută, contează să știi. Mamaia ne-a crescut pe toți. Și pe mine, pe sora mea, pe verii mei, ne-a crescut pe toți la oaltă, să fim uniți. Așa ne-a crescut ea și cu toate astea văd că suntem diferiți ca de la cer de la pământ. Uite care e treaba, mamă. Ori încetați ura asta între frați, ori încetăm noi. Ce încetați, mai? Încetăm orice, cu orice relație. Încetăm băi, să mai fim copiii tăi. Pur și simplu, da. Băi. Pentru că nu e normal să-ți bagi joc, mamă, să nu te intereseze chiar deloc de el. Până la urmă este așa cum este, aia e situația lui, dar noi trebuie să-l ajutăm pentru dar că avem ce, dragă, și putem. Dar de ce, dragă, cine sunt eu, bunul samaritan, să-l ajut pe dar el? Nu ajutăm bine, plecăm la biserică. De acasă atunci. Unde plecați, dragă? Vedem, noi plecăm de acasă. Da, vedem noi unde o să stăm. O să stăm la bunici, o să stăm la prieteni și până la urmă, cum Ada poate să muncească part-time, sunt și eu dispusă să muncesc. O să ne descurcăm. Dacă nu încetezi cu ura asta între frați și nu ne dai bani, noi plecăm de acasă. Domnișoara, ia măsoară-ți cuvintele. Ce înseamnă atitudinea asta? Dar n-am zis nimic rău. Ba, ai zis cum adică pleci de acasă? Plecăm de acasă, amândoi ne-am gândit, nu doar eu. Da? Da, amândoi. Auzi, și cum o să vă descurcați voi dacă plecați de acasă? Uite că o să ne descurcăm, o să ne angajăm, o să muncim, o să facem ce putem, mamă. Pentru că tu așa ne educi, nu ne lași să ajutăm propria noastră familie și eu nu mai pot. Nu este cazul să ajutăm pe nimeni, da? Nu este cazul, de ce? Cazul acum. Deci eu n-am să pot să dorm liniștit dacă eu știu că copilul ajunge în cărucior. N-am să pot. Dar când ai dat 600 de lei pe hanoracul ăsta, ai putut să dormi? Tu, domnișoară, cu adidas de 400 de euro l-am luat până cazul cuiva, l-am luat pe moartea cuiva, cuiva. Acum ne scoți pe ochi, dar suntem copiii tăi. Și așa cum noi suntem copiii tăi și ne dai bani să ne luăm haine, așa și George este vărul nostru, deci trebuie să-l ajutăm. Da, dar sunt obligat acum să țin toată familia și eventual până la 7 la neam. Dar și ei ne-ar ajuta. Da, știi foarte bine, mamă. Tu ne scoți ochii cu hainele după noi? Ei vin să-mi vorbească mie despre bani? Păi ăștia mici cheltuiesc aproape 2000 de euro pe lună cu mâncare, cu haine, cu distracție, toată ziua, bună ziua, vacanțe. Despre ce vorbim? Ne scoți ochii da, dacă cu plecați, haine, îmi dați tot. Portofel, telefon, vrei bănuți, să ieșim tot în fundul gol pe poartă? Da, în fundul gol, dacă toți sunteți așa șmecheri. Nu că sunt ale noastre și cei al nostru nu împărțim. Extraordinar, hai. Exact, suntem mai zgârciți așa. Hai, dați în coace. Doile, că și așa ne descurcăm și fără ea. Ia-ți tot ce e al tău. Ia să vedem. Dar nu mai vreau să au nimic de la tine, da, mamă. Da, chiar vă rog frumos. Ia. Și telefonul, te rog frumos. Ia și telefonul. Ia. Crezi că stăm în lucrurile astea? Lucrurile materiale nu contează. Hai să vezi că mai importantă e familia. Hai, lasă-l. O să vezi asta singură. O să vedeți voi când vă întoarceți la mine. O să vedeți voi. Vedeți, vezi tu. Spășiți încă. Uite-te, uite ce am crescut. Doamne, ferește. Și, Doamne, nu pot să cred așa ceva.
Chiar dacă proprii copii s-au întors împotriva ei, Cornelia nici măcar acum nu înțelege că egoismul ei este dus la extrem. Valorile ei sunt cu totul altele. Alo? Bine, tată, la birou. Cornelia? Da, tată, spune. Măi, te-am sunat să-ți dăm o veste. O veste foarte bună, Cornelia, și să-ți mulțumim pentru sufletul tău bun. Da, am vândut casa de la țară, Cornelia, ca să îi dăm banii lui George să facă operația. Și dăm banii lui. Păi cum, mamă, mă pui în fața faptului împlinit? Așa, așa mă consider tu pe mine, mă pui în fața faptului împlinit, practic, nu? Dragă, eu îți mulțumesc pentru banii care i-ai dat și tu lui George. Hai, mamă, te rog eu frumos, că i-am dat destui bani până acum, da? Cornelia, chiar nu înțelegi că este o chestie de forță majoră? Nepotul nostru și băiatul fratelui tău, dacă nu făceam această mișcare, este posibil, foarte posibil, să se întâmple ce e mai rău. Haide, dragă, că exagera, să se întâmple ce e mai rău. Copilul ăla e bolnav de când îl știu eu. Ascultă-mă și taci un pic și ascultă-mă. Deci noi am vândut casa, sunt banii noștri. Sunt banii noștri? Prea mult dialog. Sunt prea, nu e prea. Ajunge. Dacă eu nu sunt importantă și nu contezi. Dar tu ai doi copii, nu ai doar unul. Scuză-mă, partea mea, unde este partea mea? Unde este partea mea? Mamă, te rog frumos să vorbești frumos cu mine. Nu tac deloc. N-am fost, Cornelia. Ba da, vorbesc, să se știe, eu închis telefonul, ce să spun? Suntem obișnuiți, Cornelia, suntem obișnuiți cu închisul telefonului, te rog frumos. Păi da, totul se rezumă la bani. Să-mi închidă mie telefonul și să-mi vorbesc mie așa. Să-mi spună mie că nu mai are părinți. Ei, las că o să vadă ea. O să-i arăt eu ei ce înseamnă să n-ai părinți. De zile bune, copiii Corneliei sunt la bunici și, chiar dacă nu se mai bucură de banii părinților, sunt atât de dezamăgiți de ei încât nu mai au de gând să se întoarcă acasă. Oare această situație o va face pe Cornelia să se schimbe? Ce suflet poți să ai? Ce suflet poți să ai? Nu mă iubești pe mine, mă urăști pe mine. Îl urăști pe taică-tu, îl urăști pe frate-tu. Dar copii, copiii tăi, să-i dai afară. Ce mamă poți tu să fii? Să-ți dai copii afară. Copiii tăi n-aveau servici. Copiii tăi erau studenți. Unde să se ducă? În lumea mare. Au venit plângând la noi. Pot să vorbesc și eu sau? N-am terminat ce am de spus. Bine, vreau să știi că m-ai dezamăgit cumplit. Am avut multă încredere în tine. Am sacrificat multe ca să ajungi tu unde ești acum, pentru că ești o fată deșteaptă și ai învățat. Tot timpul l-ai blamat pe fratito că nu muncește. Fratito are un copil bolnav. N-ai crezut niciodată. Uite, astea sunt analizele, ești fată deșteaptă, citește-le. Auzi? Aud. De asta m-ai chemat acum să mă cerți vis-a-vis de copiii mei sau care e faza? Nu, sunt foarte tristă. Sunt foarte dezamăgită de tine. Tu ți-am dat telefon noaptea. Mama, să stai te puțin, rugăm. Stai puțin să ne înțelegem. În primul rând, așa, copiii mei nu au fost dați afară de către mine. Au plecat singuri. Ei singurei au spus că dacă nu le dau bani să le dea, mă rog, să-i dea mai departe lui frate-miu pentru George, ei s-au hotărât să plece de acasă. Da. Și sunt majori, sunt vaccinați. Da. Le-a spus foarte frumos, dacă asta vreți să faceți, puteți, foarte bine, mersi, să plecați. Adică ce, ați vrut să le dați o lecție propriilor copii, doamnă, sau cum? Bineînțeles, dar oricum sunt adulți și sunt foarte, foarte răsfățați și râzgăiați. Păi și Cornelia, cine i-a răsfățat, dacă nu dumneavoastră și soțul dumneavoastră? Cornelia, atitudinea ta i-a gonit de acasă. Ei, atitudinea mea. Eu te înțeleg mea. Că, cum, dacă cu noi, părinții tăi, vorbește așa, dar lor, răceala ta i-a gonit de acasă. Haideți în brațele noastre. Haideți, măi, nu mai exagerați. Da? Ai, uiți că i-a crescut mama ta? Un moment. Până la urmă, nepoților dumneavoastră, din partea fiicei, le-a lipsit vreodată ceva? Nu. Nu le-a lipsit nimica. Cu noi nu. Că din punct de vedere financiar, nu se pune problema, nu? Evident. Cam tot ce și-au dorit, au avut. Sunt chiar prea răsfățați și de asta fac așa. Auzi? Dar tu cum ai dormit noaptea? Cum
mai tu pus tu capul pe pernă să dormi? Și cum ai fost răsfățată? Da, 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 foarte răsfățată. Nu ți-a lipsit nimic. Ai și avut te-am orice. Ținut, orice în puf te-am ținut. Aici, absolut orice. Asta v-a deranjat, doamnă? Că practic și copiii dumneavoastră au venit să vă ceară să-i dați până la urmă nepotului lui George acei bani. Până la urmă chiar stăteați în acei 20.000, 15.000 cât erau nevoie la un moment dat. Înțeleg că soțul dumneavoastră și-a tras o mașină de 80.000 de euro. Normal. Bun, e treaba lui, probabil că din munca lui. Înțeleg că și dumneavoastră munciți. Deci nu este ca și când veniți la mâna întinsă la soțul dumneavoastră. Până la urmă nu ar trebui să aveți un cuvânt de spus, că e vorba despre familia voastră. Păi da, vă văd dar... oameni educați. Dar soțul meu niciodată n-a venit să-mi ceară pentru familia lui. Și eu toată ziua bună ziua trebuie să-i cer bani că ai mei au probleme. Toată te ziua, rog bună foarte ziua, mult. Nu ți-a ajutat pe omul. Nu, că nu i-am cerut niciodată. Nu te-a dat niciodată nimic. Absolut nimic, nu știți voi. Lasă-mă, nu. Le-am dat. I-ai dat 1000 de lei lui fratito. Nu vorbesc despre acum, vorbesc despre... Mama, lasă-mă și pe mine să zic ceva, Cornelia. Eu am venit la tine ca la ultima soluție. Adică dacă aveam altă soluție... Ceea dacă... ce este trist, nu? Da, deci nu veneam să apelez la tine. Mă duceam să fac împrumul la bancă, făceam ceva. Dar de ce adică nu trimiți, dragă, pe Nicoleta la muncă? Eu asta nu înțeleg. Cum pe soția ta, cum de ce nu trimiți la muncă? Și de copil cine are grijă? Păi uite, cum? Îl duceai la cum ei? Da. Cornelia, ești arogantă, te rog. Nu sunt deloc arogantă, dar e bună de sfat. Știi foarte bine că Nico a stat cu copilul în continuu, da? Știi că asta a fost de la început. Ei a stat cu copilul în continuu. Asta a fost condiția de la început, să stea cu copilul. Da. Când a aflat că de mic a avut probleme, George, da? Se mai pune discuția de ce el n-a putut să strângă un ban da, să facă că, față. Înțeleg că dumneavoastră ați avut grijă de toți nepoții. De trei copii, trei nepoți. Da, numai de George nu am avut grijă. Pentru că eu, fiind cu un copil bolnav, mă panicam. Nu știam ce să fac. Putea să se întâmple ceva și venea, da, da, mama, venea așa, și spunea, mamă, mă, dar ce bună ești tu de gură, ce știi bună, tu. Dar și voi sunteți foarte buni să mă judecați, atâta știți. Dacă e vorba că soțul tău nu puteai să-i cer pentru Ovidiu 20.000 pentru George de operație. Exact, nu se poate. Ce te-a deranjat pe tine că banii noștri care am vândut casa, casa noastră, care puteam să ne ducem și noi într-o excursie, puteam să facem cu ei ce vroiam noi, că erau banii noștri după casa lui taică-tău, unde a crescut el, da? Da, asta era. Ce te-a deranjat pe tine că i-am dat lui și nu ți-am dat, că vrei jumătate, este jumătate. Trist că sunteți o familie și discutați atât de aprins despre bani, despre cum ar trebui să se împartă banii, de ce vrem jumătate sau 51 sau când la mijloc este vorba despre un copil. Exact, exact. Care are toată viața înainte și cu tot respectul, nu este o sumă fabuloasă. Exact. Când credeți este șansa lui, un euro este fabulos. Păi dacă să se ducă la muncă, maică sa, și să aducă acel euro, despre ce vorbim? Stați-mă și pe mine să vorbesc, vă rog frumos. Că deja văd că situația asta a degenerat și... Păi trebuia să-ți dai seama că o să degenereze de când ai început. Păi crede-mă, dacă credeam că se va ajunge aici, nici măcar nu veneam, nu apelam la tine. Dar ți-am zis, am apelat la tine pentru că asta era ultima soluție. Cornelia, când am venit la tine și te-am rugat, ți-am zis, de ce n-are? Te-am rugat dacă poți să mă ajuți cu suma de bani. Împrumut! Nu ți-am cerut de pomană. Nu am venit să mă milogesc în fața ta. Nu aveați încredere în propriul frate? Nu, bărlitul ăsta, de unde să mai îmi dea banii înapoi? Hai să serios. Bărlitul ăsta, fratele meu. Mai cum vorbești, măi? Fratele meu, bărlit. Cum vorbești? Fratele meu, bărlit, nu ți-e rușine. Cornelia, am crescut atâția ani. Doamne Dumnezeu. Cornelia, munceam, îți dădeam în rate banii, dar ți-i dădeam până la urmă, crede-mă. Deci tu preferi să-ți faci tu, nu știu, să faci 20.000 de joburi, da, ca să poți să-mi dai mie banii înapoi. Așa, dar de ce nu o trimiți la muncă pe Nicoleta? Asta te întreb. Cum să o trimit la muncă? Ți-am zis foarte bine care a fost început decizia. Acum e prea târziu, trebuia de mic să-l acum duci pe George la mama. La muncă, pentru că acum copilul măi, este rău, este foarte rău. Tu nu înțelegi, mă, că copilul ăla e bolnav și eu nu aveam înțelege, curaj. Mama, nu înțelege, nu vezi. Unde au ajuns copiii dumneavoastră să fie noaptea și ziua? Pentru că bănuiesc că i-ați crescut la fel. Bănuiesc că le-ați oferit aceeași dragoste. Aceeași bănuiesc dragoste. Că i-ați educat la fel. Cum de-au ajuns? Păi ea am iubit-o foarte mult. Nu e adevărat. Ba nu da. Păi ea am iubit-o foarte mult, că era fată și mi-am dorit fată. Da, pe mine m-ai ținut din scurt. Te-am ținut din scurt pentru că învățai bine și ai voiam să ajungi ce ceva. Cornel, da, e puțin, Coca. Ai auzit ce ai spus? Te-am ținut din scurt. Da, exact. Ne judeci pentru faptul
că am vrut să fii și să ai o căsnicie deosebită? Extraordinar, dar ce crezi, dragă, că eu aș fi făcut cine știe ce chestii? Da, puteai să te agreseze cineva, tu erai fată. Haideți, măi, nu mai exagerați, nu mai că eu am avut vorbi. Capul pe umeri de când mă știu. Deci nu aveam nevoie ceva. Să mă țineți voi în pușcărie. Dacă vroiai să-ți ajuți fratele, o femeie poate. Tu lucrezi la firma lui bărbatul tău. Aoleu, din deci contabilitate de acolo puteai să tragi frumos 20 adică de mii de euro. Adică mă înveți să fiu coață? Da, te învățam să fii coață, să nu știe bărăște. Da, te învățam să fii. Și dacă afla soțul ei și ajungeau să se certe la cuțite ei, și să divorțeze, era mai bine pentru familia dumneavoastră. Este trist că sunteți o familie, vorbind despre o familie, niște oameni cu bani, niște oameni educați. Evident. Care ați ajuns să fiți ca niște hiene și îmi pare rău că observ asta și că trebuie să vă spun asta. Domnul Ernest, vă rog frumos dumneavoastră întrebați-o, de ce a cerut parte la banii din casa bătrânească care am vândut-o și să-i dăm banii? De ce a cerut parte? Că... De ce? Păi vrei să-ți spun eu imediat, îți spun. Nu, să te întrebe domnul Ernest, spune-i dânsul. De ce nu-mi spui tu ce ai de spus? Eu asta te întreb, să întrebe domnul Ernest, de ce? Ce aveți cu fratele dumneavoastră? Chiar, pentru că se vede, se vede de la o poștă că aveți ceva cu el? Ce v-a făcut? Cu ce v-a greșit omul acesta? Păi, spune-mi, dacă sincer, te-am greșit cu ceva, spune-mi. Da, mă, uite, tu... ai fost așa sau ai fost așa, spune-mi, pentru că chiar nu înțeleg. Atâta ură! Deci noi nu înțelegem, de ce? Deci, nu urăsc pe nimeni, dar până la urmă sunteți familia mea și sunteți sânge din sângele meu. Aole. Ideea este următoare, serios. Ei, nu cred. Ei, nu crezi. Păi așa se comportă. Cineva din sânge de sânge. Gata, las-o să vedem ce are de zis. Las-o să spună, să vedem ce zice. Există un motiv, există vreo explicație? De ce s-a ajuns aici? Există o explicație. Mama și tata, așa, întotdeauna, așa, l-au ținut pe fratele meu în puf, să zicem adică așa, între ghilimele. Adică l-a lăsat să facă ce a vrut el, când a vrut el, adică cum ce? A vrut ce el. Să facă păi el? A fost în stare să termine o facultate, că era toată ziua la terase, cu femei, așa, cheltuia banii, da? Așa. Pe mine nu. Eu nu aveam voie decât să stau în casă, să învăț, să mă comport ca atare, să fiu tot timpul educat, o finuță. Pe el niciodată nu l-a ținut discurs. Păi unde este pentru egalitatea? Pentru asta ești o doamnă acum. Sunt o doamnă pentru că te-am ținut din frâu. Nu e adevărat. Când trebuia. Așa aș fi fost și dacă nu mă țineam. Asta e explicația ta. Adică de aici, da, de aici provine ranchiuna asta oarbă. Asta e ranchiuna, da, asta e motiv efectiv de ură. Da, nu a fost, nu este deci, motiv de ură. Ce vină are George? Băi, pur și simplu asta mă simt foarte, foarte nedreptățită. Nu a fost niciodată echitate între noi. Și din cauza asta tu te răzbuni adică pe George sau bune ce? Pentru că el avea voie să iasă cu băieții la terasă. Incredibil ce auzi. Pentru că dumneavoastră ați fost ținută mai din scurt. Bănuiesc că v-a prins bine asta. Bănuiesc că ați terminat păi în școală. Bănuiesc că am investit banii în tine. Asta este meritul meu. Nu este păi pentru că m-au ținut pentru ei acasă. Da, pentru că dacă te duceai cu Doamne, fetele, te duceai și pe noi la două dimineața, nu era caracterul meu ăsta. Și cu băieții și cu asta te pierdeai. Am și eu o curiozitate. Cornelia, cum și-a crescut fica? A lăsat-o așa de capul ei, nu, libertină, ceea nu, ce n-a avut ea? Nu, nu, eu i-am crescut copiii. Eu i-am crescut fata, eu i-am crescut băiatul. Păi normal. Sunt, păi normal. Se păi vede normal. Normal. Se adică vede că sunt educați. Dacă tu ai o problemă cu felul în care te-au crescut ei, de ce nu ai crescut-o tu pe fica ta așa cum nu ai putut tu să fii în adolescență? Din păcate nu am avut timpul necesar pentru că trebuia să mă dedic banilor. Firmelor. Trebuia să mă dedic banilor. Mamă dragă, da, și eu am avut care ai venit tu acum ca să-l ajuți pe George, vezi? Nu mai am nevoie, așa, nu mai am nevoie, am vândut casa, am vândut casa. Dar să n-ai pretenții. Nu mai e nicio chestie. Eu nu-mi iau nimic, mă, după, nici măcar un euro după casa. Ați ai înțeles? Vândut casa? Dar sunt cel mai fericit om că voi avea un nepot sănătos. Da, ai înțeles? Exact. Auzi ce a zis? Da, foarte bine că n-am venit, că nu meritați. Asta auzi m-am ce spus. Zice, că nu merită. Nu a fost niciodată corect cu mine. Foarte urât să le spui părinților tăi așa ceva. Da, nu am făcut foarte nimic, urât. Mă. Da, nu ați făcut absolut nimic, decât m-ați supărat. Lăsați-mă să-mi duc eu copiii cum știu eu, cum vreau eu, nu vă mai băgați voi în viața ta. Vă rog eu frumos. Dați alternative, ce vrei să vă fac mai mult, dar frate. Frate, tu în secunda doi s-a ridicat din pat și a venit. E, da, că aveai interes la voi, da. Pentru George fac orice. Dacă nu aveam casa de la țară, vindeam apartamentul, ne duceam la un azil sau ne luam o garsonieră dacă rămânea și tot îi dădeam bani pentru George. Chiar nu mai ai suflet deloc în tine. Ce legătură are tata sufletul? Dar voi? Păi vorbești numai din punct de vedere material. Păi dar voi ați avut suflet? Ați fost atenți la nevoile mele? Ți-am mai spus asta. Chiar nu te recunosc cum ai ajuns.
Nu v-ați gândit să vedeți cum împărțim? Ce să împărțim? Cui îi dăm mai mult, cui îi dăm mai puțin? Cine ne-ar aduce acea cană de apă? Dacă s-ar pune problema, Doamne ferește, să cădem la pat. Le spuneți, vă rog frumos, copiilor dumneavoastră adevărul despre micul test sau micile provocări, da? Cum să le spun eu? Eu sunt vinovată aici, eu sunt vinovată. Eu sunt vinovată, dar nu e vorba de bani și nu e vorba de jumătate. Nu s-a pus sau problema, haideți să vedem până la urmă cine merită să primească și cine nu. Nu a fost vorba. Cursul dumneavoastră s-a exprimat precum în basmul cu sarea în bucate, nu e așa? Așa a fost, sigur că da. Cine mă iubește mai mult să primească totul? Asta eu am vrut să știu, nu a fost o greșeală. Nu, s-a văzut. Uite ce e vorba aici. Mamă, tată. Atunci când a sunat maică ta și era rău și am vrut să văd atitudinea ta. Atitudinea ta. În primul rând atitudinea mea. Chiar dacă era, și a lui. Pentru a ta, pentru că tu erai fată. Tu nu și ce erai mai apropiată decât fete. Mea, că sunt fată, că da, sunt fată, că sunt fată. Erai fată, că ai băut? Și ce voiai, să mă urc la volan? Asta e atitudine? Și să fac vreun accident, să ajung? Iei primul taxiu și vii că e mama ta. I-ați atunci când i-ați mințit pe părinții dumneavoastră? Da, i-am mințit. Când le-ați spus că ați băut? Nu, Doamne ferește, chiar nu i-am mințit. Cum nu le-ai mințit? Păi băusem la cine? De unde să știu că ți se face ție? Iarăși rău. Până la ora... Chiar dacă ai băut, există soluții. Asta nu era o scuză când mama ta din câte se mi-am putea amintesc, întâmpla ceva rău? Fica dumneavoastră v-a sugerat să chemați o salvare. Exact. Știți bine că eu plătesc tot când este vorba de Dar nu ceva. Plătești tu, că nu ți-am cerut niciodată să plătești ceva. Și atunci despre ce e vorba, mamă? Trebuia să vin eu musai personal la voi, nu? Da. Și să fac vreun accident să pățești ceva? Nu, să lui tu un taxi copiii și mei să rămână fără mamă eventual, să-mi fac eu dosar penal. Nu. Și atunci v-am dat alternative. Păi, mă, mamă, soluții găsim și noi. Să faci așa, să faci așa. Vrei să faci lucrul ăla, du-te și fă-l așa. Da, schimbă puțin dar, partea ailaltă. De ce v-ați spus voi la testul ăsta până la urmă ce ați vrut? Nu pe tine, ci și pe fratele tău. Și ce voiați să obțineți? Stai puțin, ce... Adică ne judecați pe noi și voi? Tu nu ai primit același telefon? Că mamei tale este rău? Ba da. Și ai alergat la farmacie. Când a sunat la 1 noapte atunci, Ovidiu, când ai zis, acum plec. Da, păi avea interes la voi să vă ceară bani. Nu ți era rău mama sau ce? Pentru dumneavoastră totul este un interes, totul se cântărește în bani. Nu există bunul simț, respectul vis-a-vis de părinții tăi, grija. Înseamnă că și eu am fost mințit? Voi m-ați supus pe mine la un test? Dar de ce să nu te supun, mă, cum să nu-mi permit, că ești fimea? Și ce ești tu? Dacă sunt fita, ce crezi că sunt? Cine ești tu? Dar stai puțin, dar ce crezi că sunt vreo păpușă? Mă supui tu la teste, mă, ei? Extraordinar, că mi-o fi frică de tine, auzi? Păi vezi că sunt femeia în toată firea, nu mai sunt un copil. Și n-ai venit. Să mă manipulez. Și n-ai venit. Păi și n-am venit. Nu. De câte ori te-am sunat pe tine, niciodată n-ai venit. Ai foarte bine că n-am venit. Foarte bine. Nici nu meritai să vin. Acum să vadă cât de sufletist ești. Haideți, mă, lăsați-mă. Auzi ce a zis? Deci, foarte bine că n-am venit. Auzi ce a zis? Da, foarte bine că n-am venit, că nu meritați. Asta auzi ce zice, că nu meritați. Nu a fost niciodată corect cu mine? Foarte urât să le spui părinților tăi așa ceva. Noi n-am făcut nimic. Da, nu ați făcut absolut nimic, decât m-ați supărat. Lăsați-mă să-mi duc eu copiii, cum știu eu, cum vreau eu, nu vă mai băgați voi în viața ta. Vă rog eu frumos, este problema noastră asta, o să vezi că o să vină la mine. Nu o să vină. Deci mi s-a luat de tot, de voi și de tine, care ești un papă lapte, vă rog eu frumos să mă lăsați în pace. Uite deșteapta lumii, unde este? Unde pleci? Uite unde deșteapta lumii, a plecat deșteapta lumii. În loc să ne împăcăm, în loc să ajungem la un liman. Nu se poate. Nici nu mă gândeam, am crezut că sunteți o familie. Nu știu ce suntem. Ce faci, Cornelia? Ce să fac, tată? Plec și eu, acasă. Păi așa pleci din fața noastră? Da, cum vrei să plec? Dar ce suntem noi? Cum îți permiți? Ai uitat să-i spui sărumâna lui mami? Cum îți permiți să vă spun sărumâna? Uh-huh. Păi după ce vă jucați cu mine, îmi spuneți că mă supuneți la teste? Ce înseamnă porcăria asta? Tată, cum supus la un test la care ai răspuns negativ. Normal că am răspuns negativ. Uh-huh. Pentru că asta era realitatea, de fapt. Care era realitatea? Că tată, tu ai băut? Să nu mai lungim, da, exact asta. Dar că... dacă era rău, dar chiar dacă era rău, ce se întâmpla? Și dimineața pe la 6 te sunam și îți spuneam, du-te și ia o coroană. Hai, nu exagera. A, nu exagera? Coroană și... Da, ce? Nu exagera, că nu e chiar așa. Păi ți-am dat alternative, ce vrei să vă fac mai mult, dar frate? Frate, tu în secunda 2 s-a ridicat din pat și avea interes. E, da, că avea interes la voi de-aia. Avea interes? Nu mai spune mie de frate mică. Iar mi-l ridici în zlăv pe ăsta?
Auzi? Ce-a făcut, mă, animalul ăla din tine? Care animal, tata? Codiță ăla, sau cum îl cheamă, că nici nu vreau să-i spun numele. Este soțul meu, Codiță, soțul, da? Tău? Nu vorbi așa despre el. Nu vorbi despre el așa? Da. Știu ce i-am dat, adică tu, și observ în ce hal te-a adus el. Exagerezi. Exagerez? Aroganța asta ta, banii te-au adus la nivelul ăsta? Ce legătură au banii, tata, acum? Voi mă supuneți la teste și vă bateți joc de mine și acum banii m-au ajuns? Pentru bani te comporți așa. Nu. Că nu ți-am dat parte din casa bătrânesc. Nu, tata, de la început a fost problema. De când eram copil, m-ați neglijat. Da, n-ați fost atenți la, da, n-ați fost atenți la nimic. Asta este respectul tău pentru faptul că ai ajuns ce ești? Eu am crezut că ne împăcăm. Nu puteai să faci... Nu te supăra pe mine, te rog. Nu te supăra. Dar înțelege-mă, am venit într-o goană. Știu, știi, mama, situația, știu, în care sunt. Știu, îmi pare rău. Situația cu George. Îmi pare foarte rău. Am plecat de acasă, Ovidiu, să vin. Crede-mă, nu doar telefonul din miezul nopții, ci și la câteva zile după, cu cumpărăturile, da, nu-i așa? Da, și cu cumpărăturile tot așa a fost. Ovidiu, știți, te rog, foarte bine, te rog, ce, să nu fii supărat pe mine. Ce înseamnă te pentru rog, băiatul dumneavoastră tu timp? Nu știi ce... supărat, dar... ce bucurie mi-ai făcut tu mie. Tu nu știi cum cât de fericită am fost eu că ai venit într-un suflet. Te rog, eu, pune-te în locul meu o secundă. Păi și de asta ați hotărât să vindeți casa de la țară și nu, să-l ajutați? Nu, de asta. Și să-i lăsați doar lui bani? Nu, nici vorbă n-a fost de asta. Pentru George fac orice. Dacă nu aveam casa de la țară, vindeam apartamentul, ne duceam la un azil sau ne luam o garsonieră dacă rămânea și tot îi dădeam bani pentru George. Nu de asta am hotărât. Nu are nicio legătură chestia asta. Mamă, dar nu eram eu de acord să vindeți casa. Cum să vă duceți la azil? Treaba ta, nu ceream voie. Dacă n-aveam casa de la țară, George trebuia să fie sănătos zis, oricum. Vă dădeam peste cap, făceam rost, mama, de bani. Mamă, n-aveai cum să faci. N-aveai făceam, cum. Nu știu cum. Nu, făceam. Tu nu vezi cât muncești? Mie îmi pare bine că s-a rezolvat cu casa de la țară. Mie îmi pare bine că acum o să se opereze. Cu ce preț, mamă? Uite, uite prețul. Da, ia, nici nu mai am. Nu mai știu, până la urmă, măcar există o rază de speranță. Atât pentru fiul tău, cât și pentru voi ca și familie. Pentru noi că suntem din uniți. Ceea ce am văzut, sunteți granit. Unde crezi că ai să ajungi? Crezi că dacă vezi 2-3 insule, 4-5 țări exotice, chiar crezi că l-ai prins pe Dumnezeu de picioare? N-ai prins nimic, mă. Dar cel puțin nu mă milogez nici la voi și nici la nimeni, da? Ăla se milogește. Da, se milogește. De o viață întreagă bolnav. Se milogește și care sparge banii, atât face. I-ai dat tu 1000 de lei? Din ce? 1000 de lei care ce faci cu ei? Îți iei o fustă în 5 minute dintr-un mor? Și ce contează? Sunt banii mei. Rușine? Mi-ar fi fost rușine să-i dau 1000 de lei. Da, parcă ar merita mai mult. Auzi? El nu câștigă în 3 zile 1000 de lei. Ai văzut? Nu câștigă în 3 zile 1000 de lei. Ai văzut? Ai văzut ce frumos mătur cu el pe jos? Auzi, ai să cazi într-o zi. Să dea Dumnezeu să n-am dreptate. Dar vei cădea și vei veni și vei plânge aici. Cine crezi că te va ajuta, mă, când vei cădea? Codiță ăla? Normal, este soțul meu și mă va ajuta. Nu te ajută nimeni. Suntem împreună de 23 de ani. Da? Să dea Dumnezeu să nu vii să bați la ușă și să spui, tată... Fii convins că nu o să bat la ușă. Ba, aici vei veni, mă. Aici vei veni. Așa cum a venit frate tu. Astea sunt niște aberații, pe bune, nu... Chiar nu mai ai suflet deloc în tine? Ce legătură are, tată, sufletul? Dar voi? Păi vorbești numai din punct de vedere material. Păi dar voi ați avut suflet? Ați fost atenți la nevoile mele? Ți-am mai spus asta. Chiar nu te recunosc cum ai ajuns. Am ajuns foarte bine, uite. Sunt foarte bine. Am un soț care mă iubește, mă respectă, am construit multe lucruri împreună, avem 2 copii frumoși, da? Care o să-și dea seama că au greșit și m-au judecat pripit. Și noi care am făcut cel mai mare lucru din lume, adică te-am făcut pe tine, ăsta este rezultatul pe care îl merităm? Da, dar nu este... Chiar nu-ți dai seama că ești munca noastră? Nu este îndeajuns să faci un copil, trebuie să-i dai și ce are nevoie la modul... afecțiune, atenție. Când sunt 2 sau mai mulți copii, trebuie să-i respecti și să-i respecti și să-i tratezi în mod egal, nu pe unul sus, unul jos. Nu e corect așa. Toți sunt copii. Tot ce vezi aici. Tot ce vezi aici. Eu nu le iau cu mine în groapă și nici maică ta. O să rămână ție sau lui Ovidiu
sau nepoților tot ce am făcut eu. Păi normal, eu n-am nevoie de nimic de aici. Păi atunci să nu mai cer nimic din casa bătrânească, pentru că nici eu n-am nevoie de nimic decât să-l văd pe George râzând. Atât vreau. Atenție. Te rog să te controlezi puțin, te rog să stai puțin să gândești că greșești. Greșești. Pune mai mult suflet decât materie. Eu nu consider că greșesc și o să mai vorbim noi despre asta. La revedere. La revedere. Eu sincer vă spun, eu nu înțeleg atitudine. Poate că dacă s-ar fi dus la un psiholog undeva care să-i explice niște lucruri, ceva, poate... Eu nu pot să înțeleg cum din... Pur și simplu, asta e răzbunare. Cum să te răzbuni? Ce s-a pe o ființă nevinovată, să te răzbuni pe fratele tău pentru că... A plecat? A plecat? A plecat. Și? Asta este. Nu știu ce o să fie. Poate o să-i treacă până la urmă, sper. Cu un ochi râd și cu unul plâng. Poate se întoarce totuși. Pentru mine, timpul nu mai este. Timpul se scurge acum pentru mine, cât mai repede. Deci noi trebuie să iertăm acum, să iertăm mult de tot. Trebuie să fim buni și trebuie să fim aproape unii de alții. Da, Coca. Asta vreau. Da. Respectul. Așa va fi. Iubirea. Înțelegerea. Am văzut cine mi ne oferă. Și sunt fericită că cineva mă iubește, că cineva mă respectă și că cineva, târziu de tot, când eu n-am să mai pot, o să-mi dea o cană cu apă. Și sper, din toată inima, ca iertarea să cuprindă și inima fiicei mele. Atâta vreau să spun. Atâta vreau să-ți mai spun, Ovidiu. Am greșit. Te-am pus la stres foarte mare și nu aveai nevoie. Da, iartă-mă. Stai liniștită, mamă. Te-am înțeles. Și nu-mi doresc decât să fim în continuare bine. Sper să înțeleagă. Într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, dragoste, iubire, respect și viață cât o mai avea, o să știe. Și să fim toți pentru unul și unul pentru toți. Și orice avem în suflet, să comunicăm. Atât am avut de spus. Recunosc, mi s-a părut puțin bizar și amuzant în același timp felul în care Nea Mișu și doamna Coca și-au testat copiii. Dar iată că de aici a pornit o întreagă poveste care a scos la iveală adevărata natură a fiecăruia. Avară și rea, da, rea, acesta e cuvântul potrivit. Cornelia foarte probabil se va înstrăina de toată lumea. Sau mai bine spus, apropiații, inclusiv copiii, o vor părăsi. Mai puțin Dorin, pentru că ce se aseamănă, se adună. Important este că fiul lui Ovidiu va fi foarte probabil din nou bine după operație. Va alerga, se va juca și va râde. Iar Nea Mișu și doamna Coca vor avea bătrâneți liniștite, fiind siguri că Ovidiu le va fi alături. Bună seara! Ce faci, iubi? Ce faci, bine? Pisui, dar nu pot să mă obțin, adică... Du-te! E un pic riscant ce faci, știi ce zic? E cam prea mult, dar uite că de la motănel, adică îmi dă bani de cumpărături. Trebuie să spun de ieri. Am uitat, efectiv, am uitat că Batman va fi de azi înainte cu noi, da? Și aș vrea să fim puțin mai rezervați și mai atenți. Cred că m-am îndrăgostit. Adică ce faci așa? Andreea, ce-mi faci tu mie? Păi ce fac? Voiam să-mi cunosc mai bine colegii și eram interesat dacă mă poți ajuta cu asta. Dar nu pot să zic pisoi de față cu el? Andreea, știi că sunt un om însurat și soția mea e soția. Ia zi, dragă, și? Ți-a zis ceva de fata asta? Bună! Bună! Ea este Andreea, iubita mea. Bună! Păi nu-i de tine, e o poamă. Tu mă înțelegi? Tată, nu te vedeam să cataloghezi oamenii așa. Crede-mă, este o secretară, o simplă secretară, că nu ai nevoie de așa ceva.